Dragi copii, dacă ați văzut celelalte minute de religie, cu siguranță știți că domnitorii români și bisericile din principatele române s-au ajutat în multe situații. Iar de la orele de istorie, sigur ați aflat de unirea dintre Țara Românească și Moldova. România a intrat în primul război mondial pentru a înfăptui Marea Unire. Cu vitejie au luptat străbunicii mei și ai voștri și mulți dintre ei au rămas pe câmpurile de bătălie ca eroi, de care ne amintim cu sfințenie. În Transilvania, ca și în celelalte principate, românii își cereau drepturile. Printre cei ce au luptat pentru păstrarea școlilor în limba română, pentru a se face literatură, teatru și muzică românească, este și cel ce va deveni primul patriarh al României, Miron Criste. El a muncit din greu pentru emanciparea culturală a românilor din Transilvania. De asemenea, a fost unul din organizatorii Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, prin care s-a cerut unirea Transilvaniei cu patria mamă. Împreună cu o delegație a adunării, a dus la București declarația de unire. A fost imediat ales ca prim mitropolit al României Mari, iar la 4 februarie 1925, Miron Criste a devenit cel dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Pentru intensa lui activitate culturală, a fost ales și membru de onoare al Academiei Române. S-a străduit mult ca patriarh să vină în sprijinul nevoilor sufletești, dar și materiale ale românilor, afectați de Marele Război. Patriarhul Miron Cristea și-a dorit o Românie unită și creștină și, ca mărturie, a încercat construirea unei catedrale a tuturor românilor. Lucru înfăptuit abia azi, 100 de ani mai târziu.